Nici medicii veterinari nu mai cred în vorbe. Nemulțumiți de felul în care sunt tratați de autoritățile competente, doctorii animalelor și-au închis cabinetele pentru o zi și au ieșit în stradă. Adunați în fața pieței presei libere din capitală, aceștia au acuzat lipsa de reacție a mai marilor de la minister cu privire la doleanțele lor, care nu au găsit o rezolvare până în momentul de față. Sute de medici veterinari din toată țara s-au adunat astăzi în piața presei libere din București pentru a protesta la adresa Autorității Național Sanitar Veterinare, pentru că nu reușesc să-și facă treaba așa cum o doresc. În primul rând, animalele, după cum spun aceștia, și fermierii vor avea cel mai mult de suferit. Cabinetele medical-veterinare sunt profund subfinanțate. În condițiile în care lucrăm pe niște tarife care nu aduc un venit corespunzător cabinetului, sigur că se pune problema chiar a închiderii acestor cabinete. Acum 4 ani, când s-a negociat tarifele, au fost tarife bune, s-a trăit bine. Dar de 4 ani, animalele au scăzut la mai mult de jumătate. În județul Dolj, cel puțin, au scăzut la 3 părți și au rămas o parte. Ori tarifele respective de atunci ne asigura traiul cât de cât. Scăzând animalele la 3 sferturi din ele, nouă nu ne rămâne mai mult de 1 milion pe lună. Adică 10 milioane, 1000 de lei pe lună. Nu ne rămâne dacă plătim dările tehnicienilor. Ori cu așa ceva, noi nu putem trăi. Un alt motiv important pentru care suntem aici este faptul că domnul președinte, începând de anul acesta, a scos inspecția animalelor pe care medicii veterinari o făceau. Această inspecție a animalelor avea în primul rând rol de identificare a tuturor animalelor, de crotaliere, de a ști ce efectiv de animale are România și în al doilea rând de obținerea a subvențiilor într-un mod corect și pe o bază reală. Scoțând această inspecție a animalelor, începând de anul acesta, va fi bulversată foarte tare, va fi bulversat întregul sistem de acordare a subvențiilor la animale, în special ovine, caprine și bovine.